Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Doi șoferi de pe Suceava au fost depistați băuți la volan în urma unui control rutier. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Bihoalar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei în cadrul unei acțiuni de control desfășurată vineri dimineață de poliția rutieră. Doi șoferi ai TPL Suceava au fost depistați sub influența alcoolului în timp ce conduceau mijloacele de transport în comun. Mircea Joană va participa la Congresul Istoricilor Români, organizat de Universitatea Ștefan cel Mare, iar cetatea de scaună Sucevei va deveni între 23 și 25 august un adevărat bastion al muzicii rock, prin organizarea festivalului Cetatea de Rock a Sucevei. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. În cadrul unei acțiuni de control desfășurată vineri dimineață de poliția rutieră, doi șoferi ai TPL Suceava au fost depistați sub influența alcoolului în timp ce conduceau mijloace de transport în comun. Unul dintre șoferi avea o alcoolemie de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat, ceea ce i-a adus un dosar penal, iar celălalt a fost testat cu 0,24 mg per litru. La Vocile Cetății cu Florin Cotos, directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, a reamintit că instituția nu tolerează asemenea comportamente. O acțiune de control organizată vineri dimineață de poliția rutieră a scos la iveală o situație alarmantă. Doi șoferi ai TPL Suceava au fost depistați băuți la volan. Unul dintre ei avea o alcoolemie de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat, ceea ce a dus la deschiderea unui dosar penal, iar celălalt a fost testat cu 0,24 mg per litru. Ar fi vorba despre doi șoferi de-ai noștri care au picat testul cu alcool. În trafic. Deci, ceea ce este un lucru foarte grav. Uh-huh. Noi vom continua să lucrăm cu poliția să prevenim astfel de lucruri. Uh-huh. Și nu doar cu poliția, vom încerca să facem mai mult teste și noi. Noi facem, numai că se pare că nu este suficient din moment ce ajung să fie astfel de oameni în trafic. Dar ce vă spun foarte clar și comunic și colegilor și sindicatelor, nu există toleranță pentru așa ceva. Ambii șoferi au fost retrași imediat din trafic, iar autobuzele au continuat cursa după ce alți colegi au preluat vehiculele. Gabriel Petruc, directorul TPL Suceava, a declarat că astfel de comportamente nu vor fi tolerate și că măsuri stricte vor fi luate împotriva celor care pun în pericol siguranța călătorilor. Atunci când avem de-a face cu probleme cu alcoolul, probleme care țin de cei 7 ani de acasă, mârlânia față de călători sau față de colegi, chestiuni de genul acesta, sau oameni care efectiv nu pot să înțeleagă că atunci când ești la volan nu stai pe telefon cu jocuri sau mesaje sau rețele sociale, pentru că riști să creezi o problemă foarte mare. Tu ai în spate 80 de oameni, poate. Tu poți să ajungi într-o râpă, să lovești un stâlp, poți crea probleme serioase. Gândiți-vă, un autobuz are 13 tone. Doamne ferește, în cazul unui accident rutier, nu știu, ai intrat pe roșu la un semafor și ai lovit o altă mașină, o faci zob. Poți să omori oameni. Adică nu e un lucru care să putem tolera, să putem greși. Orice om greșește, oricine muncește, greșește, se întâmplă. Oriunde apar defecțiuni tehnice, erori umane, astea poți să le înțelegi. Dar atunci când vorbim despre o lipsă de responsabilitate, cel puțin, ca să nu spun alte lucruri, noi, în cazul ăsta, îi dăm pe oameni afară. Nu există toleranță la așa ceva. Încerc să avem o relație normală și cu sindicatele, dar ceea ce le explic și lor, și sper să înțeleagă, este că a proteja salariații nu înseamnă a proteja în condițiile în care comit fapte mai puțin acceptabile. Adică nu poți să protejezi pe cineva care fură, nu poți să protejezi cineva care bea la serviciu. Nu asta înseamnă protecția pe care ți-o oferă un sindicat. Adică înțeleg că sindicatul să te implice, să te protejezi de orice abuz care poate să existe. Pot să existe și astfel de lucruri, dar în niciun caz nu este acceptabil ca un sindicat să încerce să protejeze pe cineva care încalcă, care are abatere disciplinare până la urmă. La Vocile Cetății cu Florin Cotos, conducerea TPL a anunțat că va intensifica testările interne și va colabora strâns în continuare cu autoritățile pentru a preveni astfel de incidente în viitor. Emisiunea are premiera luni la ora 20.
Deputatul Gheorghe Joldan anunță două investiții importante pentru localități din județul Suceava, care vizează atât infrastructura educațională cât și accesul la utilități. În comuna Slatina, extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare va fi realizată printr-o finanțare de 3,5 milioane de euro. În paralel, prin programul Școli Verzi, peste 9 milioane de euro vor fi investiți în construirea de școli moderne la Volovăț și Voitinel. Prin semnarea unui contract la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, comuna Slatina va beneficia de extinderea sistemului de alimentare cu apă și rețelei de canalizare, cu o finanțare de aproape 3,5 milioane de euro. Proiectul, semnat de primarul Vlăduț German, va aduce îmbunătățiri ale condițiilor de trai în localitățile Herla, Găinești și Slatina. Accesul la utilități nu ar trebui să fie un lux, ci o normalitate, un drept de bază al fiecărui locuitor al județului nostru, a transmis de la Ministerul Dezvoltării Gheorghe Joldan. În plus, infrastructura școlară va fi îmbunătățită în două localități sucevene prin semnarea unor contracte de finanțare la Ministerul Educației. Prin programul Școli Verzi vor fi construite o școală nouă pe trei niveluri la Volovăț și un nou corp de școală pe două niveluri la Voitinel. Investițiile, în valoare totală de peste 9 milioane de euro, vor beneficia de finanțare prin PNRR și vor oferi condiții moderne de educație pentru peste 1800 de elevi. Ne dorim să ajungem în punctul în care fiecare elev din județ să beneficieze de condiții optime pentru educație, școli moderne cu acces la tehnologie și un mediu sigur pentru toți copiii, a concluzionat deputatul Gheorghe Joldan, președinte ales al Consiliului Județean Suceava. Mircea Joană va participa la Congresul Istoricilor Români, organizat de Universitatea Ștefan cel Mare în perioada 27-31 august. La acest eveniment, care va reuni peste 500 de specialiști, secretarul general adjunct al NATO va lansa cartea sa intitulată Bătălia pentru viitorul României. Gândurile unui român la vârful NATO. Rectorul USV, Mihai Dimian, a subliniat participarea cercetătorilor și cadrelor didactice din România, Republica Moldova și alte țări la acest congres important. Festivalul instituțiilor de cultură din Botoșani, organizat pentru al treilea an consecutiv în centrul istoric al municipiului, a adus în prim plan un moment de neuitat pentru cei aproximativ 3.000 de spectatori prezenți. Ricky e Poveri, legendarul grup muzical italian, a reușit să creeze o atmosferă electrizantă, transformând festivalul într-un adevărat spectacol de calitate. Potrivit btonline.ro, prima zi a festivalului a fost marcată de o participare modestă, cu puțini botoșeneni prezenți la spectacolul Teatrului Vasilache și concertul susținut de Nicole Sherry. În schimb, a doua zi a adus cel mai așteptat moment al festivalului, recitalul formației Ricky e Poveri, renumiți pentru hituri ca Sara per chi ti amo și Che Sara. Deși spectacolul a început cu o întârziere de aproximativ 30 de minute, italienii au reușit să creeze momente memorabile, câștigând inimile celor prezenți. La finalul recitalului, întreaga audiență, estimată la aproximativ 3.000 de persoane, s-a ridicat de pe scaune, aplaudând și cântând împreună cu formația Sara per che ti amo. Atmosfera din această seară a rivalizat cu cea a marilor festivaluri internaționale, mai notează btonline.ro. Pe scena festivalului au mai urcat anul acesta Marcel Pavel și Paula Selling, cântăreața fiind așteptată și la Suceava, joi, pe 5 septembrie, la cea de-a 11-a ediție a proiectului Sinfonii de Toamnă, organizat de Clubul Rotary Suceava-Bucovina. Festivalul de la Botoșani a fost organizat cu un buget alocat de Consiliul Local, ca și anii trecuți. Accesul la eveniment a fost permis doar pe baza invitațiilor gratuite. Vatra Dornei devine în această vară un epicentru al culturii și muzicii, cu seriile muzicale care transformă parcul municipal într-o destinație minunată. Evenimentul, ajuns la cea de-a doua ediție, aduce o notă de rafinament și tradiție orașului montan și atrage atât localnici cât și turiști.
organizat de Primăria și Consiliul Local Vatra Dornei, în colaborare cu Casa de Cultură Platon Pardău, evenimentul Serile Muzicale din Parcul Central reînvie tradiția concertelor de fanfară, care datează din sfârșitul secolului al XIX-lea. Spectacolele au loc zilnic la ora 17 și 20, oferind o experiență culturală deosebită pentru toți participanții. Sunt niște seri muzicale extraordinare de succes, cu un public numeros, încântat și consecvent, pentru că, iată, seară de seară, atât de la ora 5 cât și de la ora 20, avem un public extraordinar de frumos și de numeros, care vine, se bucură de ceea ce se întâmplă aici la Foișorul Muzical. Foișor muzical care, să ne aducem aminte, undeva de pe la 1900, dacă nu greșim, se bucura de astfel de evenimente muzicale, cu fanfara militară și cu multe alte momente și concerte de cafe-concert. Fanfara Tenore, formată din 22 de tineri instrumentiști din Chișinău, încântă publicul cu prestațiile sale, primind aplauze entuziaste și confirmând succesul acestui proiect cultural. Suntem al doilea an la Vatra Dornei, la Foișor Muzical, din Parcul de Verița. Ne simțim foarte bine, spectatorii aplaudă, ne mulțumesc, înseamnă că facem un lucru bun. Un spectacol de neuitat pentru tinerii care au multe de învățat. Muzica adevărată românească. De unde sunteți? Din București. În vacanță, aici, în Vatra Dornei, unde e super. Apreciez cei care dau spectacol, îi apreciez, ei sunt din Chișinău, i-am mai auzit și anul trecut și mi-au plăcut foarte mult și de aceea vin aproape în fiecare seară. Pe lângă concertele de fanfară, Vatra Dornei va găzdui și alte evenimente culturale importante în ultima săptămână din august. Municipiul va fi gazda campionatului mondial de Go pentru juniori și a zilelor culturii japoneze. Parcul municipal va fi de asemenea scena ediției aniversare a Festivalului Național de Interpretare Vocală Instrumentală a Muzicii Ușoare pentru copii și tineret, Mus Ritm. Cetatea de Scaună Sucevei va deveni între 23 și 25 august un adevărat bastion al muzicii rock prin organizarea festivalului Cetatea de Rock a Sucevei. Evenimentul este susținut de Muzeul Național al Bucovinei și își propune să continue promovarea atât a monumentului istoric cât și a muzicii rock. Iris Trooper și Alternosfera sunt printre trupele care vor cânta. În cele trei zile de festival, participanții vor avea parte de un program plin de energie și diversitate muzicală. 23 august, prima seară a festivalului, începe la ora 19, cu concertele trupelor Vandal, Trooper și Iris. 24 august, de la aceeași oră, scena va fi animată de We Are Numbers, Help Us și Alternosfera. 25 august, ultima zi a festivalului, va aduce pe scenă trupele Masterpiece, Metedras și Phil Campbell and the Bastard Sons, începând tot de la ora 19. Festivalul va fi prezentat de jurnalistul Doru Popovici, ca și în edițiile anterioare. Prețul biletelor este următorul: 20 de lei pentru adulți, 10 lei pentru pensionari, 5 lei pentru elevi și studenți. Biletele pot fi achiziționate direct de la Casa Custodelui a Cetății de Scaun a Sucevei în ziua concertelor sau online de pe platforma booktest.com. De reținut, se poate ajunge la Cetatea de Rock a Sucevei și cu microbuzul TPL pus la dispoziție special de Primăria Suceava pentru festival. Program din oră în oră, din centru prima plecare 15:30, ultima plecare 23:30, de la cetate prima plecare 16, ultima 24. Prețul biletului 3 lei de la automatele TPL sau 5 lei de la șofer. Impactul diabetului, al vârstei și al cataractei asupra vederii, efectele nocive ale luminii albastre emise de ecrane, soluțiile inovatoare oferite de oftalmologia modernă și moștenirea genetică a unei vederi sănătoase sunt doar câteva dintre subiectele abordate duminica aceasta la medicul de gardă. Psihologul Mihaela Pavel îl are ca invitat pe doctorul Răzvan Dumitrescu, medic specialist oftalmologie. Cu toții stăm în fața ecranelor, calculator, televizor, telefon. Dar ce se întâmplă când multul este prea mult? Cam asta e viața pe care o ducem și fără nu se poate. Multă lume spune că dacă avem ochelari cu protecție, putem să stăm oricât. E adevărat? E greu de spus, dar nu cred că este adevărat. Adică și protecția are probabil niște limite. Exact. Da? Și sigur nu poate să absorbă absolut
toată lumina albastră. Și ochiul obosește, stând da. Foarte aproape. Sigur. Și privitul, atunci... privitul aproape este un efort pentru ochi. La distanță el este într-o stare relaxată, la aproape face un efort și atunci devine... devine obositor acest lucru. Impactul diabetului, al vârstei și al cataractei asupra vederii, soluțiile inovatoare oferite de oftalmologia modernă și moștenirea genetică a unei vederi sănătoase sunt alte câteva dintre subiectele abordate duminica aceasta la Medicul de Gardă. Selecționata Sucevei a încheiat pe locul 2 ediția din acest an a turneului internațional de fotbal 4 regiuni pentru Europa. Competiția organizată la Rădăuți a fost câștigată de selecționata regiunii Cernăuți. Echipa din Schwaben, în Germania, a ocupat locul 3, iar cea din Mayen, Franța, locul 4. Selecționata Sucevei a încheiat pe locul 2 ediția 21 a turneului internațional de fotbal 4 regiuni pentru Europa. Condusă de pe banca tehnică de Ovidiu Murariu, Andrei Ițco, Răzvan Băgu și Aurel Constantin, echipa suceveană a acumulat 9 puncte în cele 6 meciuri disputate după 1-0 și 0-0 cu Cernăuți, 0-1 și 0-0 cu Schwaben și 2-0 și 0-0 cu Mayen. Trofeul a fost câștigat de selecționata regiunii Cernăuți cu 11 puncte. Germanii au completat podium cu 9 puncte, iar francezii au ocupat locul 4 cu 5 puncte. La festivitatea de premiere, care a fost oficiată de directorul liceului cu program sportiv Suceava, Ciprian Anton, organizatorii au oferit și 3 premii individuale. Cu un singur gol primit, suceavanul Ionuț Țugui a fost desemnat cel mai bun portar. Sebastian Burleacu a fost golgheterul turneului, iar ucrainanul Vladislav Savula a fost declarat cel mai bun jucător. Selecționata regiunii Suceava a mizat la ediția din acest an a turneului pe următorii jucători: Ion Țugui, Eduard Andrieș, Alexandru Anton, Fabio Bai, Albert Bodnariuc, Sebastian Burleacu, Alessio Găitan, David Grigoraș, Mario Hrudei, Alin Hrușovski, Vlad Murariu, Tomas Oșalgău, Luca Timoficiuc, Alberto Ursachi, Claudiu Păvălan și Paul Husarciuc. În 21 de ediții, Suceava a reușit să câștige de două ori trofeul pus în joc, în 2011 pe stadionul Areni și în 2023 în Germania. Turneul din acest an a fost organizat de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu Primăria Municipiului Rădăuți, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, Liceul Tehnologic Special Bivolărie și Primăria orașului Vicovu de Sus. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de fiecare dată, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Nu mă gândeam că e posibil, deși cei de la TPL, ori paza bună trece primejdia alea, n-a trecut-o și astăzi, dacă au etilotest și mai testează prin sondaj pe angajați, înseamnă că au mai fost cazuri, nu mi-amintesc. Nu știu, dar poate... Să ai doi șoferi de autobuz pe stradă, ești la filtrul de poliție cu alcool? Eu cred că cineva i-a dat. Nu cred că au ieșit polițiști de la rutieră, taman, să oprească șoferi TPL. Dar nu contează cum i-au prins. Dar înseamnă că se mai consumă. Știi? Adică au zis că fac prin sondaj. Auzi, Cătălina, se știe. Bun, consum seara și ai efectele dimineața. Totuși era un schimbul de dimineață. Dar la 0.24 era rămas de cu seara. Dar la 0.84? Luase una de încurajare. E frică să meargă la volan. Auzi, acum fac de obicei merge cu autobuzul ca pasager fac și acum l-a pus cineva să conducă autobuzul. Fac o paranteză că s-a prescris. S-a prescris. Când am făcut o armată, aveam un domn care era subofițer și era pe mașină de pompieri mare. Zic că s-a prescris, că au trecut atâți ani. Cătălina, omul acela era un om foarte de treabă, n-am nicio treabă cu el. Dom'le, dar dacă trebuia să plecăm la incendiu sau la o aplicație, el era micuț de înălțime, era mitel, abia urca în mașină, de dată, mai e mașină. Aia era, cred că, apca cu 10.000 de litri sau cu 5.000 de litri de apă. Dita mai hardughea. Până nu lua un întăritor, nu pleca. De încurajare. De încurajare. Pe bune. Adică zic, eu am văzut cu ochii mei și știu lucrul ăsta. Lucru pe care nu-l recomandăm nimănui. Nu, dar așa făcea omul și știa toată lumea. Și era, conducea perfect, n-avea nicio treabă, dar lua una mică de încurajare. Era teamă. Aici nu e cazul, da? Adică eu merg cu autobuzul, îmi trimit copilul la școală, nu eu. Și trimit părinții la școală, că zice primăria, domne, am adus, e păcat de investițiile astea. Ai făcut transport electric 100%, ai adus autobuze din China, din Polonia, cu aer condiționat, ai făcut condițiile, ai mai și mărit salariile. Le-ai mai dat și gratis. Așa.
Mă, și tu ce faci? Bei la volan? Și tu, primăria spune, domnule, nu mai circulați cu mașina. Mergeți cu autobuzul, e curat, e frumos, e sigur. Aveți și facilități. Facilități, sigur. Așa? Sigur, și tu îți trimiți copiii la școală și vine unul cu 0,84. În aerul respirat. 0,84 e mult. Adică nu poate să fie de cu seară. Eu zic, nu e de cu seară, e și cu dimineață, cu aia cui pe cui se scoate. Adică băuse seara și mai luat dimineața un om, așa cred eu. Păi fost vreo nouă asta. La 0,24 era de cu seară. A consumat cam mult și a rămas în sânge. Știi, până iese... Păi nu, că asta e în aer. La etilotest. După aia se face în sânge și în sânge e cam dublu. Ți-a rămas în sânge așa. Dar cred că aia era de cu seară. Aia era de cu dimineață. Dar nu, acum ce încredere să mai ai în TPL? E o palmă poți să ai, dată? Pentru că aici, în studio, dimineață, Gabriel Petruc a dat declarația, a vorbit transparent despre cazul acesta, că tocmai se aflase, da? Și a spus că ei nu tolerează, chiar dacă evident se luptă cu sindicatele, pentru dar alcool sindicatul, dar nu și poți pentru să vii, dar nu, cred că... utilizat telefonul la volan, îi dă afară. Dar cred că nu vine nimeni de la sindicat să spună, hai mă șeful că a băut și omul un pahar și... Nu se poate. Adică, pentru dacă telefon știi, poate că se mai practică. Am văzut și eu cu telefonul. Dar acum, știi, bă, ai și tu că turele astea nu sunt așa, adică nu ieși în fiecare dimineață. Știi? Ai o tură, ieși pe seară, una pe seară. Bă, dă-o naibii, când știi că a doua zi te duci la patru sau la cât începi ei. Că... Nu, întâi merg până pregătesc mașini, da, mă, nu ies pe traseu. Ia și tu seara aia, bea și tu numai două beri și culcă-te mai devreme, nu sta până în miezul nopții și bea rachiu cu vin. Că îți iese două naibii. Adică, și dacă te simți că ai, și prost. Și mă, dacă și... știi că e a doua zi, te duci duhnind. Păi asta și face un miros neplăcut. La atât da, de are deci o cabină separată. Da, mă, dar vine ție miros. A? Te deranjează pe tine. Da, da foarte e o palmă, și o palmă și zici TPL. Că e la pont. Eu cred că e la pont. Dar nu contează. Bun, palmă pentru TPL, adică ce se țintește în conducere sau nu, în ce? Nu, pentru imaginea TPL-ului. Repet, ți-am zis mai înainte, păi băgăm atâția bani și tot te cheamă primăria să mergi cu autobuzul electric, să lași mașina acasă și zici omul, stai mă, dar mă duc ăla și dacă e băut și mai intră, nu? Gard, nu știu. În sensul ăsta, nu că vânează. Vânează cineva pe cineva, nu? Oricum, conducerea TPL-ului se schimbă. Că vine altă administrație și îi schimbă, asta e, că se schimbe cam pe toți. Păi vine PSD-ul, a fost PNL-ul, PNL-ul și-a pus oamenii și o să vină PSD-ul să facă niște schimbări. Uneori să mai rămână, dar alții pleacă, na, aia e viața. Deci nu se știe încă dacă rămâne sau nu conducerea TPL. Eu zic că nu. Mircea Joana ajunge totuși la Suceava. Da, eu am vorbit cu... La Universitatea Ștefan cel Mare, da, e primit data asta, da, și nu, fac aluzie la ceva anterior. Da, că era vorba să facă această lansare, să o facă mai demult, era în campanie electorală. Și nu și se găsea nicio sală încăpătoare care să nu fie o sală de nunți unde să se întâmple acest eveniment, în toată Suceava. Da. Și eu m-am întâlnit atunci cu Mircea Geană, că a fost la Suceava, s-a întâlnit cu fermierii și am făcut un scurt interviu cu el și mi-a zis că vrea la universitate. Am scris un material și m-a sunat domnul Dimian, rectorul, și mi-a spus că el a înțeles că era vorba să facă la teatru. Că așa rămăsese la un moment dat. Și nu s-a mai făcut, dar va fi invitat asta cu vreo două luni, nu? La Congresul Istoricilor. Și iată că l-a invitat și domnul Joana a acceptat să vină. Știu că domnul Joana pe 29 are lansarea de carte la acest congres al istoricilor, dar vine cu o zi înainte. Din câte știu eu, are un traseu prin județ. Merge la câteva obiective din județ. Eu am vorbit cu staff-ul, cineva din staff. Știu pe unde o să meargă, dar bine, încă nu e program bătut în cuie. Nu e programul bătut în cuie și nici n-am acceptul să spun pe unde o să meargă. O să meargă prin județ cu o zi înainte și pe 29 o să vină la universitate să facă lansare de carte. Un turneu are Mircea Joana, sigur, în așteptarea declarației oficiale. Da, eu spun, în proporție de 99,9%,
Ce cred eu e că el candidează. Asta cred eu. Doar că, înainte de asta, trebuie să-și încheie mandatul de secretar general adjunct. Câte e? NATO. Merge acolo, spui la revedere, ți iei tablou, fotografiile pe care le ai, le pui într-o cutie, ca așa e la american, nu? Da. Și ai plecat. Într-o cutie de carton, atâta ai voie să duci la birou și atâta... Ai voie să iei. Și s-a încheiat secvența NATO. S-a încheiat și competiția 4 regiuni pentru Europa, o competiție de un fel de fotbal pentru copii, că se joacă, înțeleg, câte o singură repriză, fiecare cu fiecare. Nu e fotbal pentru copii, pentru juniori, 16 ani. Copii, na, cei sub 18 ani e copil. Nu știu la fotbal cum se împart astea. Tu ești bătrână tare, tu hai, ești... Păi ce, la 16 ani nu-s copii? O bab bătrână cu dinții de lână și-s copii. La tine copiii sunt până la 28 de ani sau până la câte? Nu, până la 18. După aia devin adulți. Copii, fotbal copii la 9 ani, la 10 ani, la 11, 12, 13, 14 și la 14 te-ai oprit. De acolo sunt juniori. Atunci e un fel de fotbal pentru juniori? Nu un fel, că e în fotbal. Care joacă câte o repriză, înțeleg. Păi au fost 6 meciuri așa comprimate. Am vorbit cu Ciprian Anton anul trecut. Suceava a luat locul întâi în Germania. Acum la ea acasă a luat locul 2. Ucraina a luat locul întâi. Cu toate că noi am bătut Ucraina și am făcut un egal, că au fost două meciuri, mini-meciuri. Și au luat locul întâi, că ai noștri au prima zi două victorii și un egal și o înfrângere și a treia zi trei egaluri. N-a fost să intre. Partea bună e că portarul Tsugui de la noi a fost declarat portarul campionatului. Din 6 partide a luat un singur gol. Golgheterul este Sebi Burlacu, 2 goluri. Atâta sală, na, păi... Dar au fost meciuri strânse, 1-0, maxim 2-0. Meciuri așa, 0-0. Un băiat din Ucraina mi-a zis că e foarte bun un vârf de atac de la ei, care a fost declarat jucătorul turneului. Bun, ăsta e un turneu al prieteniei, cumva. Da, bine. În care regiunile... Vine omul acasă la tine, îl bați. Tocmai. Mai ales că îl lași tocmai pe cei din Ucraina. Mă rog, așa au fost scorurile. Da. E, cred că, singurul eveniment care are legătură cu sportul, care e finanțat de Consiliul Județean. Care e nu mare iubitor de sport, cum zici tu. Dar nu, e finanțat, cred că, pe cauză mai degrabă de prietenie decât da, pe asta de e, pe sport. Da, sunt regiunile astea înfrățite cu noi. Dar mi-a zis Nicolae Barbă că nu cred că anul ăsta e primul an. Dar are și o componentă social-culturală, pentru că din delegațiile astea nu au făcut parte numai sportivi. Ei au stat la bivolărie și au jucat la Rădăuț. Dar au mers pe la centre de plasament, am înțeles, în vizite. Bine, că i-a dus pe la mănăstiri și pe asta și au fost și o parte culturală și cu niște tablouri făcute. Adică e o chestiune mai complexă. N-au fost numai meciurile astea de fotbal. Înțelegi? Da. Ăsta e pilonul principal. Voiam să zic cât, cât de puțin se implică Consiliul Administrației în componenta sportivă. Bun. Că de fapt aici a finanțat cu vreo 450.000 de lei o activitate de înfrățire și culturală mai degrabă decât una sportivă. Nu, dar e pe chestiunea de asta, de colaborare, de parteneriate. Da, acum la Consiliul Județean, da, nu e iubitor al sportului. Însă, trebuie de remarcat faptul, eu am văzut niște fotografii care arată foarte bine baza nautică de la Fălticeni. Acolo e făcută Consiliul Județean și Primăria Fălticeni. Care urmează să fie inaugurată în prezența canotorilor. Da, și înțeleg că mi-a zis domnul Barbă că în octombrie am văzut, ți-am zis fotografii și arată foarte bine. Chiar foarte bine. Măcar aia. Până acum arăta foarte rău. Știu. În perioada medievală a sportului, cred că era baza nautică de la terenul ăla de stadionul ăla de lângă Nada Florilor fost arată jalnic. Nu ăla unde joacă și omul tot în complex acolo. Zici că e din timpul romanilor, când erau cu gladiatori. Alea au alte calități, au o sonorizare, o acustică foarte bună. Astea, acum nici măcar atât se convinsă. Nu se poate să avem de toate tot timpul. Caterina, uite, îmi place că ai devenit modestă. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Atleții dorneni Claudia Costiuc, Alexandru Prâsneac și Petru Bodea vor fi sponsorizați în cadrul unui proiect național de promovare a talentelor. Cei trei sportivi pregătiți de Cristian Prâsneac la CSM Dorna Vatra Dornei vor primi câte 10.000 de lei pentru echipamente și cheltuieli de deplasare.
Trei atleți de la CSM Dorna Vatra Dornei, este vorba de Claudia Costiuc, Alexandru Prâsneac și Petru Bodea, vor fi sponsorizați de MOL România și Fundația pentru Comunitate în cadrul unui proiect național de promovare a talentelor. Cu prilejul celei de-a 18-a ediție a programului au fost lansate 579 de propuneri, acordându-se finanțări parțiale sau integrale pentru 128 de sportivi și artiști în valoare totală de 560.000 de lei. Președintele juriului la secțiunea sport a fost suceveanca Violeta Beclea Sechei, campioană europeană la atletism, quintuplă vicecampioană mondială și medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Sydney din anul 2000. Antrenorul Cristian Prâsneac a declarat: această finanțare vine după un an competițional fructuos în care atleții dorneni au obținut rezultate foarte bune la campionatele naționale și balcanice. Acești tineri muncitori au reprezentat cu mândrie țara Dornelor și municipiul Vatra Dornei la competițiile naționale și internaționale la care au luat startul, a declarat Cristian Prâsneac. Contractele de sponsorizare vor fi expediate după data de 1 septembrie. Un solicitant poate să obțină cel mult 10.000 de lei pentru achiziționarea de echipamente și acoperirea cheltuielilor de deplasare. Clubul sportiv Șah Suceava a avut 5 reprezentanți la Cupa Gambit Huș. Este vorba despre Cezar Căpățână, Andrei Sfic, Claudiu Ismail, Ruslana Manoilă și Lucian Arhire. Zilele trecute, în localitatea Pădureni din județul Vaslui, a avut loc Cupa Gambit Huș la șah. Competiția a cuprins un turneu Open A, unde s-a jucat pe durata a 7 runde cu un timp de gândire de 60 de minute și un increment de 30 de secunde pentru fiecare jucător și un turneu Open B dedicat copiilor începători și organizat sub egida proiectului național Educație prin Șah. Clubul sportiv Șah Suceava a avut 5 reprezentanți la Cupa Gambit Huș. Este vorba despre Cezar Căpățână, Andrei Sfic, Claudiu Ismail, Ruslana Manoilă și Lucian Arhire. Cezar Căpățână a obținut 5,5 puncte, locul 4 în clasamentul general și locul 1 la categoria U2000 ELO și a avut un performance rating 1913. Andrei Sfic a ocupat locul 16 în clasamentul general, locul 2 la categoria U1600 ELO cu performance rating de 1753 și a crescut 51 de puncte ELO. Claudiu Ismail a ocupat locul 19 în clasamentul general. A avut performance rating 1753 și un plus de 14 puncte ELO. Vicepreședintele clubului sportiv Șah Suceava, Doru Ailincă, i-a transmis următorul mesaj: suntem mândri de evoluția sportivilor noștri și îi felicităm pentru efortul depus. Totodată le suntem recunoscători celor care sprijină activitatea noastră și ne ajută să scriem povești frumoase pentru șahul sucevean. În acest weekend, câteva dintre evenimentele de care v-ați bucurat ajung la final, dar nu vă faceți griji, urmează momente mult așteptate, pline de energie și adrenalină. Dalia Ionesi a selectat câteva dintre acestea. Începe rubrica Planuri de weekend. Bine v-am regăsit, sunt Dalia și vă invit la Planuri de Weekend, rubrica de vineri cu cele mai interesante activități pentru un sfârșit de săptămână memorabil. În zilele de 23 și 24 august, în Parcul Chilia lui Daniel Sihastrul din Putna, va avea loc Festivalul Național de Muzică Folk Ridică-te Ștefane, ediția a 5-a. În perioada 23-25 august, de la ora 19, la Cetatea de Scaun a Sucevei, va avea loc râvnitul festival Cetatea de Rock a Sucevei, unde veți fi încântați de muzică rock ale celor mai iubite trupe rock din țară și nu numai. În zilele de 24 și 25 august, între orele 10 și 16, va avea loc Automit Vatra Dornei. Evenimentul aduce împreună pasionații de mașini modificate, tuning și mecanică într-un cadru scenic și relaxant. Pe data de 24 august, începând cu orele 13 și 16:30 la Shopping City Suceava, vor avea loc atelierele pentru începători, rezolvarea cubului Rubik 3x3. Duminică 25 august, la Fălticeni, se încheie Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret Grigore Vasiliu Birlic, ediția a 14-a. Până atunci, mai puteți vedea câteva dintre cele mai frumoase piese de teatru care vor fi pe placul tuturor. Seri muzicale la Vatra Dornei se încheie duminică, 25 august. Până atunci, puteți vedea performând fanfara de copii tenore din Chișinău la Parcul Municipal Vatra Dornei.
Luna Diasporei ajunge la final pe 25 august. Vă invităm să vă bucurați de zilele rămase prin participarea la ultimele activități din programul acesteia. Acestea au fost recomandările pentru acest weekend. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept vinerea viitoare cu noi sugestii. Până atunci vă doresc un weekend minunat. Sunt Dalia, numai bine! Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar. Toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. La noapte cerul va fi variabil, mai mult senin în toată regiunea, anunță meteorologii. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile nocturne se vor încadra între 13 și 16 grade Celsius. Sâmbătă vremea va fi călduroasă în toată regiunea. Potrivit ANM, cerul va fi mai mult senin, iar norii își vor face timid prezența și trecător. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime, în ușoară creștere, se vor încadra între 26 și 32 de grade Celsius. În cadrul unei acțiuni de control desfășurată vineri dimineață de poliția rutieră, doi șoferi ai TPL Suceava au fost depistați sub influența alcoolului în timp ce conduceau mijloace de transport în comun. Unul dintre șoferi avea o alcoolemie de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat, ceea ce i-a adus un dosar penal, iar celălalt a fost testat cu 0,24 mg per litru. La Vocile Cetății cu Florin Cotos, directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, a reamintit că instituția nu tolerează asemenea comportamente. Deputatul Gheorghe Șoldean anunță două investiții importante pentru localități din județul Suceava, care vizează atât infrastructura educațională cât și accesul la utilități. În comuna Slatina, extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare va fi realizată printr-o finanțare de 3,5 milioane de euro. În paralel, prin programul Școli Verzi, peste 9 milioane de euro vor fi investiți în construirea de școli moderne la Volovăț și Voitinel. Mircea Joană va participa la Congresul Istoricilor Români organizat de Universitatea Ștefan cel Mare în perioada 27-31 august. La acest eveniment, care va reuni peste 500 de specialiști, secretarul general adjunct al NATO va lansa cartea sa intitulată Bătălia pentru viitorul României, gândurile unui român la vârful NATO. Rectorul USV Mihai Dimian a subliniat participarea cercetătorilor și cadrelor didactice din România, Republica Moldova și alte țări la acest congres important. Festivalul Instituțiilor de Cultură din Botoșani, organizat pentru al treilea an consecutiv în centrul istoric al municipiului, a adus în prim plan un moment de neuitat pentru cei aproximativ 3.000 de spectatori prezenți. Ricie Poveri, legendarul grup muzical italian, a reușit să creeze o atmosferă electrizantă, transformând festivalul într-un adevărat spectacol de calitate. Vatra Dornei devine în această vară un epicentru al culturii și muzicii cu seriile muzicale, care transformă parcul municipal într-o destinație minunată. Evenimentul a ajuns la cea de-a doua ediție, aduce o notă de rafinament și tradiție orașului montan și atrage atât localnici cât și turiști. Cetatea de Scaun a Sucevei va deveni între 23 și 25 august 2024 un adevărat bastion al muzicii rock prin organizarea festivalului Cetatea de Rock a Sucevei. Evenimentul este susținut de Muzeul Național al Bucovinei și își propune să continue promovarea atât a monumentului istoric cât și a muzicii rock. Iris, Trupăr și Alternosfera sunt printre trupele care vor cânta.
Impactul diabetului al vârstei și al cataractei asupra vederii, efectele nocive ale luminii albastre emise de ecrane, soluțiile inovatoare oferite de oftalmologia modernă și moștenirea genetică a unei vederi sănătoase sunt doar câteva dintre subiectele abordate duminica aceasta la medicul de gardă. Psihologul Mihaela Pavel îl are ca invitat pe dr. Răzvan Dumitrescu, medic specialist oftalmologie. Selecționata Sucevei a încheiat pe locul 2 ediția din acest an a turneului internațional de fotbal 4 regiuni pentru Europa. Competiția organizată la Rădăuți a fost câștigată de selecționata regiunii Cernăuți. Echipa din Schwaben, în Germania, a ocupat locul 3, iar cea din Mayen, Franța, locul 4. Atleții dorneni Claudia Costiuc, Alexandru Prâsneac și Petru Bodea vor fi sponsorizați în cadrul unui proiect național de promovare a talentelor. Cei trei sportivi pregătiți de Cristian Prâsneac la CSM Dorna Vatra Dornei vor primi câte 10.000 de lei pentru echipamente și cheltuieli de deplasare. Clubul sportiv Șah Suceava a avut 5 reprezentanți la Cupa Gambit Huș. Este vorba despre Cezar Căpățână, Andrei Sfic, Claudiu Ismail, Ruslana Manoilă și Lucian Arhire. În acest weekend, câteva dintre evenimentele de care v-ați bucurat ajung la final, dar nu vă faceți griji. Urmează momente mult așteptate, pline de energie și adrenalină. Dalia Ionesi a selectat câteva dintre acestea. Începe rubrica Planuri de weekend.